E foarte slabă, șeful. Nu, dă-mi un argument, dă-mi o notă plină, numai nu-mi 3 zile. Eu am cerut atunci cu Bălțo. O secundă. O apărut 3 zile nota. Bun, adică... am înțeles. Înregistrarea este din 2013, atunci când interceptările telefonice ale fostului șef de la Fisc, Nicolae Vicol, au fost făcute publice. În acea perioadă, Valeriu Streleț era deputat și lider al fracțiunii PLDM în Parlament. Streleț are 45 de ani, s-a născut în satul Țareu, Carezina. Din 2009 este deputat pe listele PLDM, iar din 2011 până 2014 a fost liderul fracțiunii liberal-democrate în Parlament. A făcut istorie la Universitate de Stat și Economie la ASEM. Deține o companie de pesticide care anul trecut i-a adus un venit de peste 4 milioane de lei. În declarația sa de avere mai găsim 2 apartamente și o casă. Liberal-democratul are 3 mașini de marcă Volkswagen, dintre care 2 de model Touareg. Valeriu Streleț este căsătorit și are 4 copii.